Bine v-am găsit, sunteți la prim plan obiectiv, iar eu sunt Ionel Lespuc. Discutăm astăzi, în prima parte a emisiunii, despre biserici și despre, să spunem, moștenirea pe care ne-a lăsat-o în al Sfinția sa Bartolomeu, cel care ne-a părăsit de mai mult de 15 ani deja. Apoi, în partea a doua, vom merge să vedem ce se întâmplă în zilele bibliotecilor de cartier, iar la final vom discuta despre prietenii noștri patrupezi care ne pot ajuta și pot ajuta mai ales pe cei care sunt singuri. Rămâneți alături de noi în următoarele 50 de minute ca să vedeți tot ce v-am propus. Cum spuneam în prima parte a emisiunii discutăm despre cele mai sfinte lucruri, să spunem așa, alături de mine părintele Bogdan Ivanov, administratorul fundației Mitropolitul Bartolomeu, doamne ajută părinte. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea de a participa la această emisiune. Fundația Mitropolitul Bartolomeu așadar este cea pe care o administrați și o să vorbim despre despre această acest ONG, până la urmă, nu? Este un încep, da. Pe dumneavoastră lumea vă cunoaște ca în principal ca fost purtător de cuvânt al uh, Mitropoliei, mai ales în uh, perioada când trăia uh, în alt preasfinția sa Bartolomeu. Uh, vreau să, să vă întreb mai întâi de toate ce simțiți că a lăsat moștenire Bartolomeu, pentru că este unul dintre cele mai importante nume de, de înalți ierarhi care au locuit aici la Cluj, care au condus destinele bisericii la Cluj. În primul rând, cred că a lăsat mult bine, a lăsat foarte multe lucruri care pot fi puse în valoare, și nu mă vreau să spun că a lăsat, în primul rând, un nume bun. De om de ierarh, de om de cultură, de om care a știut să facă bine și, mai ales, a gândit acest bine să se împlinească și după ce el fizic nu va mai fi și nu mai este printre noi. Așa cum a spus, au trecut deja niște ani. Dar memoria lui și numele lui merg cumva discret înainte, prin faptul că a înființat cu 15 ani în urmă, așa cum a spus, Fundația Metropolitul Bartolomeu, care îi poartă numele, care nu-și dorește să idolatrizeze memoria unui om care a fugit toată viața lui de idolatrie, de auto idolatria asta foarte păguboasă a zilelor noastre, Acum de acasă, imagine. Acasă să bag bățul prin gard, ca să folosesc o expresie a primarului uh, Clujului, da? în uh, alt preasfințiat sa Bartolomeu are statuie. Are, da. <laughs> e, nu cred că și-ar fi dorit-o. Sigur, <laughs> și dorit dorit nu, sigur nu și-ar fi dorit-o. Sigur nu și-ar fi dorit-o. Din câte îl știu eu așa. Adică el și-a asumat tot timpul limitele și-a fost conștient de, da, de limitele lui. Acum, nu e, faptul nu, că unicipalitatea... Nu este municipalitatea important să trăiești aia. dincolo de, de viața asta pe care o ai pe pământ, să trăiești uh, pentru cei care au rămas aici pe pământ. Eu cred că e foarte important. În primul rând, Dar să fi... Dar depinde cum, nu? Depinde cum o faci. Depinde, sigur. Uh, și ce, ce, apropo de statuie și de imagine, uh, Densu spunea în timpul vieții ce singura imagine care mă interesează pe mine este cea pe care o am în fața lui Dumnezeu. Așa încât e mai puțin importantă imaginea pe care o ai în fața oamenilor, cât imaginea adevărată, de fapt, pe care tu, ca om, o poți avea în fața lui Dumnezeu și pe care ți o poți construi. Pe parcursul unei vieți întregi, și și a construit-o, așa cum înțelepciune, cu foarte multă cumpătare. Ați avut discuții despre ce se va întâmpla după ce va trece la cele sfinte, pe vremea când trăia? Evident, era un om foarte, foarte bine ancorat și foarte realist și își punea serios problema muncii lui, în primul rând, și a ceea ce el a făcut, și cred că a avut o foarte bună inspirație să înființeze această fundație în anul 2009, și pe fondul discuțiilor interminabile de atunci cu Fundația Goșdu care și astăzi rămâne așa un subiect suspendat și din păcate nepus pe, pe făgașul lui și atunci cumva s-a gândit că este de datoria lui să lase tot ce a agonisit el ca om, ca om de litere, ca om al bisericii, sub această formă, fundației care să acorde burse. Cred că cred că am exagerat, am spus, adică am exagerat, sigur am exagerat, am spus că nu mai este printre noi de 15 ani, e doar de 12 de mai ani. Puțin, da, da. Să da. vor împlini 13 la sfârșitul lunii ianuarie, da. Da, uh, și da sunt bucați, când, când e despre da, viață, 2 da, ani sunt foarte importante. Da. Uh, bun, și noastră ați rămas uh, cel care... Păstorește acum, nu da. această. Acum, statutul fundație. meu e de administrator. Să știți, președintele Fundației este în Alpea Sfințitul Mitropolit Andrei, trebuie să se știe acest lucru, pentru că prin statut Fundația are un colegiu director format din Arhiepiscopul Clujului, din Rectorul Universității Babeșpoi și din starețul Mănăstirii Nicolașan, încât forul director al Fundației este format din În Alpea Sfințitul Mitropolit Andrei, din domnul rector. Daniel David, David și Părintele Nicolae Moldovan de la, de la Mănăstirea Nicula și e un fond executiv, să zic, un for executiv, unde sunt eu și colegul meu Sorin Câlea, care practic asigurăm ca toate proiectele fundației să fie la zi și să meargă bine înainte. Bun, și acum trebuie să ne spuneți ce anume se, se întâmplă, ce face această fundație în prezent? Da, scopul principal, așa cum și l-a dorit fondatorul ei, a fost acela de a acorda burse. În primul rând, acordăm burse și facem acest lucru de 15 ani, iată, intrăm în al 15-lea an, în primul rând, elevilor de liceu, studenților, masteranților și doctoranților. Am reușit să consolidăm un număr de 34 de burse pe care le plătim în fiecare an din fondurile fundației. Avem un fond de burse de 103.000 de lei. Și acum, practic, suntem în etapa finală a concursului pe care l-am început cu mai bine de o lună. Un concurs național dedicat tuturor celor care doresc și se încadrează în profilul tinerilor pe care Fundația noastră dorește să-i sprijine și sperăm să selectăm tinerii și copiii care au cu adevărat nevoie de, de ajutorul nostru. Și Pot să spun deja că în acești ani de funcționare avem studenți și tineri care și-au făcut practic toate studiile cu noi, liceul, facultatea, poate chiar și masteratul și care acum, într-un fel sau altul, ne mulțumesc și sunt recunoscători pentru un sprijin pe care l-au primit într-un moment în care n-ar fi putut să-și continue. Dacă înțeles, bine, sunt 34 în fiecare an. În fiecare an, sunt 34 de burse. Ne-am dorit să le Stabilite. mai mărăm... Aceste burse în baza unui concurs? Da, se acordă printr-un concurs național. Primele două categorii de burse, să zic, sunt burse sociale, cele pentru elevi și pentru, pentru studenți. Sunt niște criterii foarte simple, în sensul că ne interesează evident și performanța școlară, media să nu fie mai mică de 8-50, fie media de admitere, fie media de absolvire a anilor în curs iar venitul să nu depășească undeva la 700-800 de lei pe membru de familie. Așa încât totul este foarte transparent, fiecare candidat își poate calcula exact punctajul și va ști și de ce a primit sau de ce n-a primit bursă. Iar celelalte două categorii sunt mai interesante, sunt mai provocatoare, spun eu, sunt burse de cercetare, care nu mai se raportează la aceste considerente sociale și vizează doar strict proiectele. Și uh, insistăm foarte mult pe această deschidere interdisciplinară. Uh, sunt mai multe domenii pentru care se depun proiecte, fie adresate celor care vin din zona artelor, științelor, uh, filozofiei, istoriei, literelor și așa mai departe, care sunt invitați să se deschidă spre a aborda subiecte teologice, fie dinspre. De teologie care de asemenea sunt invitați să abordeze subiecte ce țin de lume, de mediul înconjurător, de științe, de artă și așa mai departe. Nu se spunea, e o glumă sigur, nu se spunea despre biserică că se ghidează după principiul crede și nu cerceta? Nu cred că funcționează aici. Dumnezeu vrea să cunoaștem în primul rând. Și cred că doar prin cunoaștere poți să ajungi la adevărata credință, sigur. Ele se însoțesc și se sunt sprijină reciproc și rațiunea și credința. Și care este, nu știu, răspunsul pe care îl primiți de la, de la familii? Adică, în aceștia 15 ani, presupun că numărul persoanelor interesate a crescut, adică cel puțin crescute. așa ar fi trebuit pentru că tot mai multă lume a aflat. Da, e un concurs care se cunoaște peste tot. Am sau avem cu bursierii de anul acesta pe care ne pregătim să-i recrutăm 500 de bursieri, aproape 500, sunt 499 de bursieri pe care am avut până acum. Ei se tot adaugă. Da, se tot adaugă. În fiecare an crește numărul. Pentru că sunt 34 care se adaugă anual la cifră, nu? Dar este cineva pe care luați din, nu știu, clasa 9 și îl duceți în clasa 9? Dacă se încadrează, poate să-și termine liceul și facultatea cu noi, fără nicio problemă. El trebuie să depună. an de an, an de an. Deci concursul este pe un an de zile. Și ce pot să vă spun este că. Am văzut ce înseamnă sărăcia în diferitele zonele țării. Diferă sărăcia de la noi cu sărăcia de pildă din Moldova sau din Sud, dar am realizat că e foarte multă nevoie de ajutor. Deci, dacă fundația are un scop, este ca să determine că acest bine pe care noi îl facem, care este sigur o picătură într-un ocean, să fie replicat și de alții. Și cred eu că acest lucru este, de fapt esența fundației. Cum a gândit-o și Gojdu. Emanuel Gojdu a gândit această fundație și s-a văzut, cel puțin în epoca lui, că o bună parte din cei care au fost ajutați de el, nu doar că au devenit oameni de elită în țara noastră, dar la rândul lor, când au ajuns la o anumită situație financiară, au putut ei să înființeze fonduri de burse sau să sprijine tineri bursieri și acest lucru, de fapt, contează. Să faci ca un bine să se continue și să se multiplice. Vorbeați despre sărăcia din zona unde ne aflăm noi, respect, raportat la sărăcia din alte părți ale României. Cum, care e harta, să spunem, burselor pe care le-ați acordat? Să știți că am avut foarte multe burse din sudul țării. Am avut din zona Mehedinț, din Ialomița, am avut din Buzău, am avut din Olt foarte multe și de aceea spun că sunt zone complet diferite, unde sunt foarte mulți copii înzestrați cu rezultate foarte bune la școală, dar cu venituri foarte mici. Și aproape că nici nu-ți vină să crezi că mai sunt astăzi familii care trăiesc din ajutorul social acordat de primărie. Familii care au câte 2-3-4 copii, sunt familii chiar cu peste 10 copii din care am avut bursieri și care totuși se luptă și învață și încearcă să-și curăsc un viitor prin educație. Acest lucru, de fapt, ne încurajează și arată că e un proiect bun, suntem pe drumul cel bun și ne dorim să putem să ajutăm pe mai departe acești tineri. Da, da își atinge permanent scopul, bursa pe care o acordați în sensul în care, sigur, și vedeți, și banii pe care acordă statul copiilor, sunt cheltuiți unor de părinți. Eu sper că da. Acum, noi nu cerem foarte mult amănunte vis-a-vis -vis de felul în care își, își cheltuiește fiecare bănuțul pe care îl primește, dar vreau să vă spun că, de exemplu, dintr-o bursă de student, care este de 400 de lei, care se poate adăuga la celelalte burse pe care studentul le poate avea, poți să te acoperi, de pildă, un cămin sau o mâncare la o cantină pe o perioadă de unei luni. Așa încât e un venit, noi ne-am dorit să le putem crește mai mult, dar, în primul rând, ne dorim să le menținem și să nu scădem numărul lor. Așa încât eu sper că toate aceste burse, în primul rând, îmbunătățesc performanțele școlare ale copiilor, fie că merg spre zona didactică, zona de învățământ, spre zona socială. Da, mă, Crezi... gândeam, mă gândeam că această abordare a Ministerului de a acorda burse de merit celor. Care sunt în primii 30% dintr-o școală, a dus la niște uh, malformații, să <fie> spunem. <fie> da, nu știu da? dacă ați da? auzit, da? da? persoane care primesc burse de merit, deși au media sub 2. Sub, sau... Da, e, e, Aștia, a, e da, Ăsta e cazul cel mai da. ciudat. Cum, cum poți să dai bursă de merit cuiva care nici măcar la corigență nu se califică. E descalificat complet. Da, e într-adevăr o anomalie. Cred că nu trebuie mers cantitativ, trebuie mers calitativ și punctual. Cred că fiecare caz trebuie luat în parte. Dacă intri așa în zona asta a procentajelor, poți ajunge la astfel de anomalii. De aceea la noi e foarte clar criteriu. Prima și criteriul fundamental de departajare este nota la, la școală. Oare la vă cer prea mult dacă vă cer povestea Povestea, acum vedeți că este foarte în vogă storytelling-ul, da? așa se numește, uh, poveștile. Dacă aveți povestea unui, unui tânăr care va a rămas la inimă, nu-mi nu dau seama în ce măsură urmăriți Punct cu punct și caz cu caz. Da, ce vreau să vă spun că pe majoritatea nu-i cunosc decât doar din corespondență. Purtăm o corespondență destul de consistentă într-un an de zile, pentru că facem un contract de bursă, le trimit scrisori, le spun ce au de făcut, ei îmi trimit înapoi contractele. Când erau două semestre, îmi trimiteau rezultatele intermediare și vedeam care sunt performanțele lor. Dar să știți că sunt câțiva bursieri pe care îi cunosc și, în primul rând, este un bursier. Care pe mine m-a impresionat foarte mult, provenea numai la Bursier, pentru că și-a încheiat studiile, dintr-un centru de plasament de la Jibou. Și-a reușit să dea admitere la medicină, la medicină la Cluj. Gândiți-vă că a învățat cu foarte bune rezultate dacă a putut să ia și bursă din partea fundației. A avut-o pe toată perioada celor șase ani de, de medicină și m-am bucurat foarte mult când m-a sunat să-mi spună că este la rezidențiat și că mâna pe care a primit-o din partea fundației Mitropolitul Bartolomeu a fost pentru el mâna salvatoare. Și cred că, la fel ca el, sunt multe alte situații. De pildă, în vară, apropo de asta, am primit un telefon de la un forț bursier care tot așa și-a încheiat studiile și care ajunsese să aibă un serviciu, un statut și a zis eu vreau să fac o donație. Am primit din partea fundației atâția ani ajutorul, pot și eu să întorc Bine, asta care să meargă spre alți copii, și asta să știți că e de fapt tot ce contează, și tot ce răsplătește munca pe care o facem voluntar da, o de ani de zile. Da, frumos, emoționat, așa, Hai, o strălucire. Asta, o asta m ați ochi. provocat, <laughs> <nu>. <laughs> uh, banii aceștia pe care îi aveți ca, ca fond da? uh, au fost lăsați de. În da, în mare, da. mare parte, sau da. sau se mai alimentează? Evident și că se fel. alimentează, da. Dinsu a fost un om foarte chipzuit și un om foarte cumpătat, așa încât toate economiile lui de o viață pe care le-a avut uh, au fost uh, de, oferite fundației. Plus că fundația beneficiază de drepturile de autor de pe urma publicării opere literare care încă este, este, foarte căutată pe piață și ne aduce în continuare sprijin și venituri și, în ultimul rând, donațiile care vin și care alimentează, să știți, pic cu pic fiecare lună contul fundației, de pildă, sunt oameni care lunar dau bani aferenți pentru o bursă. E adevărat că mecanismul financiar al fundației pe care mitropolitul Bartolomeu l-a gândit a fost ca bursele să fie acordate doar din dobânda la capital, adică capitalul să nu scadă, ci efectiv doar rentabilitatea lui să, să producă veniturile care da, să alimenteze bursele. Au scăzut din păcate, n-am mai putut De. menține acel lucru, dar sperăm să se Unde găsește lumea? Mă, Avem un site despre, foarte despre conturi. Poate cineva acum se gândește că ar putea să pună lângă banii Mitropolitului Bartolomeu și proprii proprii? Da, o să știți că orice ajutor este binevenit și am fost recunoscător pentru orice am primit. Există site-ul fundația.bartolomeu.ro unde sunt toate detaliile, inclusiv cele legate de conturi și oricine dorește să sprijine fundația trebuie să facă cu convingerea că banii vor merge exact acolo pentru care pentru scopul pentru care el i-a dat și... Da, sperăm să se mențină pe mai departe. Nu spun ca laudă, dar cum spune Scriptura, fapta bună trebuie să strălucească. Fundația până acum a dat burse de aproape 1.345.000 de lei, ceea ce e o sumă în anii aceștia. Da, și sperăm să putem să acordăm și în următorii ani la fel de bine. Mulțumesc frumos! Vă doresc vă mult succes! Probabil că veți avea 34 de, cu siguranță veți avea 34 de, de bursieri și anul acesta și sunt convins că i-ați ales așa cum, cum, trebuie. Părintele Bogdan Ivanov a fost alături de noi, administratorul uh, Fundației Mitropolitul Bartolomeu. Îi mulțumim încă o dată, îi spunem Doamne ajută. ajută. Și mergem uh, apoi la partea a doua, veți vedea, vorbim despre biblioteci. Înainte însă aș vrea să vă propun un reportaj despre un film care se numește David, drumul către ceilalți. Este povestea unui copil cu autism, un film făcut chiar de părinții săi, mes iar mesajul este acela de a le folosi celor care trec prin situația asemănătoare. Mai ții minte de Cristin? Da. Cum ne-am întâlnit? Când a fost prima oară când te-ai cu el, mai ții minte? În 2015? Da. Unde eram? La un joc de ruibii. Nu era ruibii. Un stadion Era pe stadion de rugby, dar era altceva. fost la campionatul de Oin. Oin. Așa e. Aceasta este familia Stescu, oameni simpli și modești, a căror viață s-a schimbat la 2 ani după nașterea singurului copil, David. În urma multor teste și analize a venit și diagnosticul autism. A Au urmat 12 ani de terapie, iar acum adolescentul este independent, merge singur la școală, e comunicativ, curios și pasionat de fotografie și călătorii. De când a primit primul aparat foto, a început să surprindă persoane asemeni lui, așa că a realizat o expoziție cu fețele autismului. Acest proiect s-a transformat în pandemie Mie în unul cinematografic. Bună seara tuturor! Eu sunt David Stescu. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit să fiți alături de mine astăzi seară. Am început proiectul Facebook ca să înțelegem din jurul meu că noi autistii putem face lucrurile la fel ca voi toți. Am hotărât să începem să facem un serial documentar prin care să prezentăm viața fiecarei persoane pe care David o fotografiază. Și pentru că am început în pandemie și mobilitatea era mai redusă, am hotărât să începem chiar cu David. Deocamdată avem 12 persoane pe care le-a fotografiat David de aici, din, din țară și o să mai mergem, dar vrem măcar 50 să facem din țară. Filmul a ajuns și la Cluj-Napoca și a fost proiectat în prezența celor care au dorit să-l cunoască mai bine pe David. Pelicula conține multe testimoniale ale persoanelor care și-au lăsat amprenta în dezvoltarea armonioasă a adolescentului. Ne-am dat seama și noi lucrând deja de foarte mulți ani cu terapii de asistate cu animale, cu copii, cu nevoi speciale, acolo unde sprijinul familial e slab sau nu există, foarte greu se vede lumina. Mesajul filmului este unul puternic menit să i sprijine și pe alți părinți. Există viață, deci există viață după diagnostic. Acesta este mesajul pe care vrem să-l transmitem. Și prin multă muncă, multă terapie, copiii pot înregistra progrese și pot să fie, de ce nu, la fel ca toți ceilalți. Oamenii au fost impresionați și captivați de poveste. Mă regăsesc în câteva aspecte, foarte multe, de fapt. Apropiate, tot aceeași vârstă, interesant. Încurajoară filmul este. Da, mergem cu aceste încurajări. Legătura cu, cu David e una specială. L-am cunoscut în urmă cu 2 ani și e un copil extraordinar special și mă bucur tare mult cum evoluează pe zi ce trece. Mi s-a părut foarte emoționant și mă bucur foarte mult că există această inițiativă de a Raise awareness despre această tulburare. personal m-a atins pentru că mama mea este asistent maternal și are grijă de un copil cu autism. Filmul a mai fost proiectat la București și Timișoara, intrarea fiind de fiecare dată liberă. Zilele bibliotecilor de cartier. Despre asta discutăm în partea a doua și despre cât mai citesc românii, cât mai citesc clujenii, că este un subiect despre care cred că merită să discutăm. Alături de noi se află doamna Sorina Stanca, managerul Bibliotecii Județene Octavian Goga Sărumâna. Mulțumesc Bine că ați venit a? la noi. Zilele bibliotecilor de cartier, un fenomen vechi, dar care se repetă an de an. De 27 de ani ținem această sărbătoare pentru a le arăta clujenilor că biblioteca este în proximitatea lor. Bine ar fi să avem mai multe filiale de cartier, dar toată lumea știe că în Cluj spațiile se găsesc destul de greu. Și sunt scumpe. Și sunt foarte scumpe, da. În perioada aceasta noi ne bucurăm că activitatea de la filiale a crescut, foarte multe proiecte pe care le facem în ultima perioadă, în ultimii ani, sunt adresate familiei. Și eu tare mă bucur că văd persoane tinere, cupluri sau numai unul din părinți care vin cu copiii la bibliotecă. În sprijinul activităților noastre a venit și ideea pe care am avut-o atunci când ne-am mutat în mărăști. Suntem și noi o filială de cartier cu sediul central al bibliotecii. Așa putem spune că și Consiliul Județean e Consiliul de, de, de cartier, că e da. de dumneavoastră. Da. da. Ideea este că atunci am început în 2002, când am deschis sediu, am început să facem aceste activități care se adresează elevilor, preșcolarilor și școlarilor mici a fost începutul. Cu proiectele educaționale Haideți să luăm, să luăm așa Pas cu pas Deci, da. Mai întâi vreau să vă întreb Până să ajungem la toate proiectele pe care le aveți Și știu că aveți foarte multe proiecte Pentru că nu sunteți prima dată în vizită la noi Despre felul în care Nu știu Promovați zilele acestea Ale bibliotecilor de cartier Adică lumea știe că aveți acum Și care, care este Modul în care sărbătoriți această perioadă Da Um, zilele bibliotecilor de cartier, ca și mod de promovare, um, folosim um, instrumentele care sunt uh, gratuite și la îndemâna oricui, respectiv adică social media, <laughs> Facebook, Instagram, TikTok. Aveți TikTok? Avem și TikTok. Uh, nu știu dacă a, de data aceasta l-am folosit, uh, însă um, comunicatul de presă care este transmis prin intermediul Consiliului Județean și care ajunge care e perioada la mass media săptămâna aceasta. Toată săptămâna. Toată săptămâna. De luni până vineri, da. Și cum le marcăm, încercăm în, pe lângă activitățile pe care le facem în mod obișnuit în fiecare săptămână, pentru că sunt o serie de activități pe care uh, le desfășurăm absolut pe toată. Perioada anului, cum ar fi, citesc o carte împreună cu copilul meu, cu bebe la bibliotecă, o activitate care se bucură de un real succes, pentru că este activitatea prin care îi învățăm pe părinți sau pe bunici, sau pe bone, că mai avem și această situație, cum să le citească celor mici, de la vârste foarte fragede. Din momentul în care copilul poate să fie atent, câteva minute, peste șase luni, el poate să vină la acest program împreună cu unul din părinți sau uh, cu Bona, sau bunica, sau bunicu. Ideea este că uh, dacă cultivi în mintea copilului tău această plăcere a lecturii de foarte mic, vei avea un cititor uh, mai, când el va crește, pe mai târziu. Și uh, trebuie să știi cum faci acest lucru. Deci, astea sunt activități care se întâmplă oricum. În săptămâna aceasta se întâmplă un pic diferit. Fie invităm o personalitate să citească copiilor, fie un colaborator al nostru foarte bun, fie un actor, fie uh, se întâmplă altceva decât se întâmplă în mod obișnuit. Dacă în uh, nume, cine, cine este invitat în această perioadă? În această perioadă, cred că este invitată o uh, doamnă psiholog care este colaboratoarea noastră și este și scriitoare, este Dana Rafai. Ea va fi la filiala Traiambrat pentru că anul acesta filiala împlinește 45 de ani și acolo vor fi mai multe întâmplări și mai bogate. Programul întreg se găsește pe pagina de internet a bibliotecii al acestor activități. Încercăm să facem uh, lucruri speciale, vă spuneam. Avem o lansare de carte interesantă la filiala Zorilor. Am avut luni la filiala Traiambrat, Felis Ostrovski istoric, cu o carte despre Clujul Interbelic, carte care în curând se va găsi în colecțiile bibliotecii, care a fost lansată luni. Ce e important pentru public să rețină? În toată această perioadă oferim înscriere gratuită. Oricum, permisul nu costă foarte mult, dar poate sunt persoane pentru care suma de 10, respectiv 20 de lei, poate să însemne ceva. Și ați văzut în această perioadă, în cei 27 de ani, că săptămâna în care se aniversează, da? sau sărbătoriți zilele bibliotecilor de cartier, este un aflux mai mare de clienți? Cu de până la trei ori mai mulți decât Aule, în mod obișnuit. <laughs> trebuie să faceți mai multe. Da, Aceste activități acest, au și acest rol de a aduce lumea înspre bibliotecă, și sloganul sub care se întâmplă este veniți să redescoperiți bi biblioteca din cartierul dumneavoastră. Eu aș adăuga și să descoperiți și redescoperiți, pentru că sunt persoane care încă -au, știu, nu știu că au o bibliotecă în proximitate. Ce mai facem pentru cititorii adulți? Facem un club de lectură, sub genericul pe care uh, deja lumea îl știe, fiindcă anul acesta s-au împlinit 10 ani de când facem bătălia cărților. Pentru publicul adult ies e forma unui club de lectură, le propunem niște titluri, după ce uh, toată lumea a citit un titlu, uh, se întâlnesc la bibliotecă și discută despre cartea respectivă și ies niște întâlniri foarte interesante cu uh, cititorii maturi. Apoi avem uh, uh, un atelier de grafică uh, cu un colaborator vechi al nostru Adi Barbu, Adrian Barbu, grafician recunoscut și cunoscut și recunoscut chiar și la nivel internațional. Uh, întâlniri cu uh, cititorii de toate vârstele. Acum, în perioada aceasta, unele școle au săptămâna, școală altfel, și săptămâna e verde, cred că este. Așa, mă rog, acum se numește așa. Vin o mulțime de clase în vizită la bibliotecă. Avem acest program pe care îl derulăm în luna octombrie, toată luna, care se numește prima vizită la bibliotecă. Și se adresează claselor de început de ciclu. Clasa 0, clasa 5, -a, clasa 9, -a, să vină și să vadă ce resurse găsesc în bibliotecă pentru ciclul școlar pe care îl încep fiecare copil. Apoi sunt activitățile pe care le pregătim mai din timp și care sunt și cu o finanțare specială. Este vorba de workshop-uri pe teme de interes și de actualitate, cum ar fi zona de fake news. Interesant um, pentru noi. Pentru acestea se adresează adolescenților. Le propunem ateliere de scriere creativă. Cenacul Traian Brad, înființat după moartea celui care a construit um, și a avut ideea construcției sedului din dorobanților Traian Brad... Uh, se um, desfășoară prima ședință a Cenaclului pentru anul școlar, pentru că acestea merg pe an școlar tot în această perioadă. Este mai degrabă o perioadă în care trebuie să strigăm sus și tare: Veniți și citiți, pentru că aveți uh, spații frumoase, bibliotecile noastre de cartier au fost renovate, toate. Aveți și aici, în proximitatea televiziunii, în cartierul Grigorescu, o filială pe care am deschis-o în anul 2018. Ne propunem să identificăm spații în care să mai putem avea filiale, pentru că un concept care este recunoscut la nivel internațional este că trebuie să ai o bibliotecă în proximitate pentru ca să te lovești ca și de, de un magazin pe care îl. Ai nevoie de el și îl dorești în general în țările Europei de Vest, în zona de aglomerare urbană, respectiv terminalele de călători sau în zonele de supermarketuri. Există și filiale ale bibliotecii publice din orașul respectiv. Da, sunt zone nou constituite în Cluj, unde din păcate nu există biblioteci și cred că ar trebui făcute nu știu, eforturi, demersuri. Sunt atâtea construcții noi care au la partere spații comerciale și probabil că împreună cu administrația s-ar putea face ceva ca și, nu știu, în Bună Ziua, în Borhanci, în viitorul cartier Sopor și în multe alte locuri să existe astfel de, de biblioteci. Deși întrebarea era, așa cum am anunțat de la început, una dintre întrebări era mai citesc clujenii, mai citesc românii, mai sunt interesați. Noastră mi-ați expus foarte multe lucruri, dar Numărul clujenilor este undeva la 280 de mii, peste 280.000 de mii de, de, de Oare câți din ei sunt, ce procent din ei sunt preocupați să să citească? și Cam 12% dintre clujeni au permis de bibliotecă, dar să ne gândim că um, Clujul este și un oraș cu o potență financiară mare, așa încât uh, dacă citești, Citesc lușenii, ar trebui făcut o cercetare uh, de că specialiști. Cărțile da, din da. Uh, Eu pot să vă spun uh, că numărul de cititori în ultima perioadă uh, a revenit la normalul dinainte de pandemie, pentru că noi am avut uh, niște ani cu, cu uh, sincope în ceea ce privește uh, activitatea directă cu publicul acum este în regulă, cifrele au revenit la normal și am putea chiar crește dacă am avea încă filiale de cartier, pentru că este important să ai spațiile aproape. Vă mărturisesc că într-una din săptămânile trecute, într-o vizită pe care am făcut-o la filiala din Zorilor, o mămică mi-a spus că nu putem să facem și în cartierul unde ei locuiesc, pentru că ea muncește acolo în cartierul Zorilor, nu putem să facem o filială, Așa de frumoasă cum este cea din zorilor, pentru că, zice, aș fi mult mai liniștită să știu că al meu copil merge la bibliotecă și are un spațiu așa de primitor și este supravegheat că își pregătește lecțiile, că citește, că participă la activități, fiindcă tocmai asta este zilele bibliotecilor de cartier, despre alt rol pe care biblioteca publică îl are, nu numai acela de loc, unde poți să împrumuti sau poți să citești pe loc cărți. Aha, este vorba este. de spațiul de comunicare, de socializare, de întâlnirea persoanelor cu preocupări comune. De aceea, noi și veți, dacă veți intra pe pagina web, privitorii noștri vor intra pe pagina de internet a bibliotecii, vor descoperi o sumedenie de activități. Asta ca să punem, facem că ne ne ceva și descris asta pentru fiecare. Că, da, că organizați foarte multe activități tocmai pentru ca uh, oamenii mai cei mai tineri, cei mai puțin tineri să vină spre, spre carte, să o întâlnească, să se întâlnească și cu alte, alte, persoane. Eu îmi doresc și dumneavoastră spuneți că lucrurile merg în direcția bună. Îmi doresc ca tinerii să citească multe cărți pentru că îi ajută pentru, în multe feluri. Cred că generația asta un pic mai în vârstă care a prins și perioada cu două ore de program la televizor, S-a refugiat în cărți și a învățat lucruri multe și bune. Nu mai face, nu face toate greșelile care se fac astăzi pe Facebook sau pe Instagram sau pe toate rețelele de socializare în ceea ce privește gramatica limbii române. Cred mă, că măcar atât este un lucru, un lucru bun. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența noastră aici. Sunt convins că mai faceți multe lucruri și mai puteam discuta despre ce faceți, nu știu, în legătură cu ucrainenii. Ne-ați povestit și cred că nu s-a încheiat. Nu, nu, nu. Habul ucrainian este în derulare. Activitățile de acolo merg foarte bine. Ne bucurăm că vine lumea. Da. Deci asta, asta încerc să spun, că aveți foarte multe activități și aici, alături de noi, astăzi ne-ați descris doar o parte. Ne-ați enumerat doar o parte dintre, dintre ele. Mulțumesc că foarte mult, doamna Sorina Stanca. Vă și noi A fost de alături de noi sunere. managerul Bibliotecii Județene, Octavian Goga în ultima parte a emisiunii ne vom întâlni cu Selo. O să vedeți despre ce este vorba. Rămâneți că este foarte interesant și așa mai original. Iar până acolo vă, vă propun platforma educațională Bine în culori care învață pe nevăzători alfabetul tactil al culorilor. Vedem un reportaj și apoi întâlnirea cu Selo. După o muncă de ani de zile, Clujeanul Tudor Scripor a lansat alfabetul tactil al culorilor destinat persoanelor nevăzătoare. El a reușit dezvoltarea unui sistem de codare care permite nevăzătorilor să citească, scrie, identifice, recunoască și să diferențieze în mod eficient culorile. Alfabetul Scripor este unul tactil, fiecare culoare fiind semnalizat într-un mod diferit prin puncte. Culoarea verde este reprezentată în alfabetul tactil al culorilor prin punctele 3, 4, 5, 6, 9 și punctul de orientare 10 care se află întotdeauna deasupra punctului 4. Poezie despre culoarea verde Verde-i broscuța ce oră că e nelac, frunzele care din muguri se desfac, bradul cel falnic la munte pe creste și iarba de pe dealuri. tot verde este. Inventatorul alfabetului culorilor, Tudor Scripor, a fost premiat la Salonul de Invenții din Geneva cu medalia de aur. Alfabetul Scripor este deja solicitat în numeroase țări ale lumii. Necesitatea a pornit în 2012 când la unul din cursurile mele de pictură s-a înscris o de nevăzător. Acesta mi-a dat singurul feedback negativ din viața mea și am avut de ales ori să îl accept, or să trec mai departe. L-am acceptat și m-am gândit dacă ar exista un cod al culorilor pentru nevăzători, s-ar schimba foarte multe vieți. Următorul pas în dezvoltarea platformei este chiar traducerea acestei platforme în toate limbile și deja avem solicitări din Spania, Statele Unite și Polonia. Asociația Alfabetul Scripor cu sprijinul Asociației Zi de Bine lucrează acum la marcarea cât mai multor obiecte colorate cu Alfabetul Scripor. În paralel a fost dezvoltată și o platformă online, binencolor.ro, prin care nevăzătorii să poată învăța noul alfabet. Întreaga platformă creează contextul pentru a înțelege culorile și reprezentarea lor tactilă. Asta a fost rolul. Are un meniu principal în care descoperă partea de submeniuri, are o zonă de descărcări, există planșe tactile care se pot descărca și printa acasă. Într-adevăr, acum tehnologia de printat a casei e destul de redusă, în toată lumea beneficiază de ea, dar sperăm să le putem pune și în format fizic. Există aplicația de tele, pentru telefon, care poate descărca, învață prin joacă, prin a descoperi punctele. Nu disting acea culoare, nu există niciun semn în alfabetul Braille, acolo scris. E roșie, domne, iau și pe cealaltă roșie. Din mașina de spălat poate de multe ori scot culori diferite, că știți mai este acolo unele altele. Alfabetul scripor a atras și atenția arhitecților care își propun transpunerea alfabetului culorilor în cât mai multe domenii. Să găsim acele uh, zone din arhitectură care pot să folosească alfabetul tactil al culorilor pentru a facilita atât viața noastră, cât și a tuturor prietenilor, colegilor și oamenilor din uh, comunitate care ne sunt, nu trăim împreună. Ne sunt aproape, gândim spații pentru toți, gândim spații inclusive, trăim în secolul în care toată lumea trebuie să aibă, cum spuneam, libertate și acces la Platforma educațională binenculori.ro a fost lansată în cadrul Biennale de Arhitectură Transilvania 2023. În perioada următoare vor avea loc mai multe workshop-uri pe tematici inclusive, având la bază alfabetul Scripor. Da, vă spuneam că ne întâlnim cu Selo, de fapt e Selu, da, și este un, un cățel, o să-l vedeți imediat, o să vi-l arate așa, îl vedem pe Selu și sigur Selu a venit cu două doamne, că s-a gândit el așa să, să aducă în emisiune și două doamne, Paula Andra și asistent social, coordonator al programului Masa pe roți al serviciului Maltez Cluj și doamna Cilo Filip, care este psihopedagog. Să doamnelor! Bună ziua! Salut, sele. nici El vorbește limba maghiară, da, <laughs> limba maghiară, pentru că cea care îl dresează este doamna Cilo. Dar, mă rog, <gântu -s> încercăm, să, da. <gântu -s> încercăm să încropim un dialog, glumesc, da? Salut, <gântu -s> salut, ce faci? Îți place să fim înghea după urechi? Da, cum să nu. Da? Bine, acum du-te <gântu -s> du frumos acolo, da, ca să putem continua frumoasa discuție. SEL uh, este un uh, cățel într-un program al serviciului uh, maltezului, și o să aflăm uh, mai multe despre acest uh, lucru. Doamna Andra și ne va spune. Uh, ce anume face serviciul maltez, și apoi vedem și ce face uh, cățelul aici. De față, care este rasa? Uh, Golden Retriever. Golden Retriever. Vă rog, doamna. Uh, serviciul de ajutor maltez uh, a apărut în România după Revoluție, când au venit cu ajutoarele pe, uh, din Germania și din alte țări, și încet, încet, voluntarii care s-au implicat atunci uh, au zis că. Aici trebuie să ne organizăm și să oferim mai mult ajutor. Adică nu trebuie doar un ajutor punctual, pentru exact. un anumit exact. moment, ceva de durată. Exact. În momentul de față avem servicii specializate în 18 localități ale țării. Și acum o să vă vorbesc mai detaliat despre serviciile din Cluj. Vă rog. Avem aici avem grădinița malteză care. Acum au o sărbătorit 30 de ani de funcționare, ceea ce este un lucru foarte, o mândrie pentru noi, zic eu. Uh, ei oferă servicii copiilor cu dizabilități uh, și este sucursala din Cluj, unde uh, este un centru comunitar, dar uh, cele două categorii de beneficiari sunt persoanele cu dizabilități adulți, și persoanele vârstnice. Și la persoanele vârstnice putem sau avem mai multe tipuri de programe. Avem un club de vârstnici care, unde beneficiarii sunt foștii noștri voluntari care au format și au pus pe picioare sucursala din Cluj, și cu înaintarea în vârstă ei au devenit încet voluntari sau beneficiari, dar mai voluntariază și în ziua de azi când sunt, avem acțiuni. Celălalt program este programul Masa pe roți, despre care probabil mai mulți au auzit, pentru că în perioada pandemiei am fost una dintre puținele organizații care am lucrat și am venit în ajutorul vârstnicilor în în colaborare cu primăria din Cluj. Prin acest program noi oferim o hrană caldă, zilnic, persoanelor în vârstă, îi vizităm, le oferim acel sprijin de care aceștia au nevoie. Și ultima noastră Ultimul nostru serviciu uh, licențiat și este foarte, foarte proaspăt. Uh, este îngrijirea la domiciliu, care a fost licențiat acum, în vară. Suntem la început de drum, tatonăm terenul, învățăm și noi pentru că. Și are legătură cu SEL? Uh, legătura cu SEL e mai interesantă sau al acestui program. Uh, cu, pentru activitățile cu căței, pentru că eu, la rândul meu, am un uh, labrador. Uh, sucursala din Cluj fiind locația într-o casă, am dus-o cu mine, și labradorul fiind un, o rasă bună pentru uh, a face activități cu persoanele uh, vulnerabile. Și încet, încet, asta au fost. Acesta a fost primul pas. Al doilea pas a fost și feedback-ul că da, merită introdusă această activitate. Care se mai practică și în alte părți? Da, este și în Cluj, dar despre asta o să vă vorbească la un pic. Dar cum am ajuns noi ca și activitate să introducem în repertoriul sucursalei faptul că am avut voluntari în noi, în perioada uh, războiului, sau mă rog, la începutul războiului din Ucraina, uh, noi am făcut voluntariat foarte mult timp și prin organizația noastră au venit și voluntari din alte țări. Așa au ajuns un domn din Canada, în România și de aici uh, împreună s-au dus la granița cu Ucraina, făcând voluntariat, intrând în discuție le-au povestit colegilor că el, la rândul lui, are un astfel de program uh, acasă și ar fi dispus să uh, ne sponsorizeze sau să, să susțină acest proiect și din punct de vedere financiar și din punct de vedere al specialiștilor. Și aici da, am... Îi dăm cuvântul fost... doamnei Cilofilă uh, care... Este proprietarea lui uh, Selle, care s-a cam plictisit, uh, <laughs> da, puțin cam nu pe al, da, nu pe-al interesează da, pe dacă el, dacă nu are activitate acum și s-a pus să se odihnească. Da. Uh, eu personal uh, lucrez cu sel de acum, are ea șase ani și chiar din uh, copilăria... Selle, care înseamnă? Uh, adiere de vânzare. da. Uh, eu m-am pregătit de lângă a să fiu psihopedagog să trănesc câini pentru acest scop special și noi lucrăm împreună din copilăria lui și, și pentru mine, mine era o onorare din partea maltezilor că mi-au căutat și mi-au explicat că ce fel de oportunitate s-a deschis pentru lor și dacă eu vreau să fac parte și să o ajut munca lor din acest punct de vedere. Bun, și haideți să ajungem la concret. Cum anume ajută un câine, un... Mm -hmm. în... Prieteni cu patru picioare, da, persoanele da. Or, orice vârstnice? De... Da, uh -huh. eu am foarte puține experiență cu persoane vârstnice. Mai degrabă m-am lucrat cu copii, dar am și experiență intrând într-un um, intr într um, loc pentru vârstnici, cămin, care, cămin așa -i. Uh, unde erau foarte deschiși și cumva i-au uh, deschis uh, amintirile și cum să zic... Uh, da, în ce fel? Jucându-se cu, cu, jucându cu câinele? Jucându-se și povestindu-se despre, despre viața lor, despre, despre amintirile lor. Era, era foarte, foarte Bun, da, câinele, Care e rolul lui? În, uh, în această activitate, câinele, uh, câinele avea rol uh, pentru a se facem o conexiune să, să poate să-și să povestească despre, despre sentimentele lor. Dar în general în câine, dacă intră într-o într încăpere și este vorba de o interacțiune, este foarte sănătos pentru noi, pentru că avem niște hormone care intră în acțiune când, da, când când mângâiem și. Uh, Bun, și acum întrebarea este da. cine dorește să apeleze, nu știu, la serviciul ah, maltez, uh -huh. dacă dorește uh, sprijin din partea noastră cum poate să o facă. Pentru că mai avem un minutel ah, și ar da. trebui să le spun. Uh, de oamenilor. fapt, uh, munca acesta este voluntară. Eu, eu aș intra cu câinele meu, mai am avem niște... Cămine, persoane care sunt singure acasă? Da, cu cei uh -huh. care lucrează maltezii și, și eu sunt invitată să, să vin și să o să încadrez cumva cu activitățile mele în munca lor. Am înțeles. Okay. cât câini aveți în momentul ăsta care pot să facă astfel de activități? Deci, uh, suntem la început de drum, acum am invitat persoane cu căței, care în timp vor fi evaluați și uh, cei care se încadrează în uh, acele uh, nici nu știu cum să le numesc. așteptări, da. așteptări okay. speciale, uh -huh. cum oh, stai, Da, atunci sunt să... cuprins în program. Da. da. Exact. Bun, deci să vă caute pe uh, la exact. Serviciul Maltez, vă gătesc exact. pe internet. Cei care au căței, da. care, Suma, da? despre da, că care ei cred că și doriți uh, sprijin în baza ceea ce noi am vorbit aici, căutați Serviciul Maltez și veți fi canalizați, veți fi direcționați către SELU sau către alții. Către alți, da. Mulțumesc că foarte mult. Mulțumesc. A fost alături de noi doamna Paula Andra și coordonatorul asistent social, coordonatorul programului Masa pe roți din cadrul serviciului Maltez și de asemenea doamnei Cilo Filip. De asemenea îi mulțumim foarte mult lui okay. care cum spuneam s-a cam plictisit. Aici se termină misiunea de astăzi. Prieteni, eu sunt Ionel Lăspuc. Vă doresc că după amiază plăcută toate cele bune. La revedere!